Ne bucurăm să o avem alături de noi, pe artista Nicoleta Sava Hanganu, talentată și pasionată. Nicoleta a adus cu ea această piesă cu care a participat în cadrul concursului Eurovision la etapa națională. Fără să mai lungim vorba, vă rog să o primiți și să o salutați. Salut, Nicoleta, bine ai venit! Bine te-am regăsit! Salut. O piesă interesantă și vreau să te întreb care e motivul pentru care ai decis să interpretezi o melodie care nu aparține genului muzicii populare românești, să zic așa. În primul rând, eu cochetez de mai mult timp cu muzica ușoară și îmi plac diferite genuri și sunt într-adevăr pasionată, cum ai spus tu. Deci mie îmi place să cânt tot ce îmi place. Mm-hmm. Deci indiferent de stil, gen, limbă și așa creativă. Mai departe. Da. Și, uite, anume, piesa a fost cea care m-a motivat să merg la Eurovision, pentru că mi-a plăcut foarte mult din momentul în care am ascultat-o. Care sunt senzațiile sau cum în genere ai perceput toată această preselecție, toată această poveste cu Eurovisionul? Te-a descurajat sau... Oricum, sincer să zic, nu m-a descurajat. Eu cunosc această... Nu știu cum să-i zic. Această industrie, această platformă, cumva. Sunt de mai mulți ani implicată, cumva, într-un fel sau altul, în Eurovision și sunt a doua oară ca și solistă. Și, la fel ca și prima dată, au fost niște chestii acolo, la mijloc, poate de care nu aș vrea să vorbesc în tocmai, însă ce țin să remarc este că am făcut totul absolut după regulament. Așa. Am fost absolut sinceră cu publicul și cu toată lumea. Nu am permis voci dublate, nu am permis să am... nu știu, chestii de astea care știi... Care cumva ți-ar... ușura un pic prestația? Da, așa? Exact. Și am încercat să fac tot ce am putut mai bun în scenă. Știi cum, niciodată nu-i târziu, poate la anul, cum se mai zice, dar eu sunt sigur că odată și odată o să ne reprezinți. Vreau să revin un pic la piesă, să ne spui cine sunt creatorii acestei piese, cine a muncit pentru... Pentru că noi, iată, astăzi o ascultăm mai. Sunt doi autori spanioli. Este vorba de Rafael Artesero și de Juan José Santana Rodríguez. Wow, dar cum ai dat de ei? Adică cum v-ați... ei au dat cumva de mine, în primul rând, piesa din 2018 cu care am participat la Eurovision. A fost La Esencia del Sur, o piesă flamenco, deci este absolut spaniolă. Tot ei mi-au oferit-o prin buna mea prietenă, Viorica Atanasov. Și în acest an, uite că au ținut neapărat să cânt și piesa Bravo, o piesă la care ei țin foarte mult, o piesă care are și o istorie foarte interesantă. Și am avut în spate o echipă foarte bună, este vorba de Svetlana Gluhova, care s-a ocupat de tot ceea ce a fost în scenă, deci show-ul, luminele, spatele, deci tot. L-am avut pe Marcel Roșca, un interpret extraordinar, un prieten foarte bun, care m-a susținut chiar în direct, pentru că îți dai seama că să ai o voce bună lângă tine este important. E important să ai pe cineva în back, într-adevăr. Așa este. Victoria Sava, care este creatoarea, designerul vestimentar din România, creatoarea ținutei mele, apropo și asta de astăzi, wow. Este tot din colecția e ei. E foarte frumoasă, complimente. Mulțumesc. Și Victoria este una dintre persoanele care a fost cea mai aproape de mine, pentru că în toată această perioadă mi-a fost stilistul, chiar dacă eram la distanță, ea mă ghida cum să mă îmbrac, ce coafură să-mi fac, Anișoara Mangâr, care mi-a făcut coafurile pe toată această perioadă. Și nu doar, ci din 2018 echipă, până acum. O echipă foarte bună în spate. Da, da. Și le mulțumesc tuturor pe această cale, pentru că mi-a fost alături și împreună am făcut ceea ce s-a văzut în scenă. Cum e să cânti în spaniolă? Nu-i deloc ușor, pentru că spaniolii au și ei un dialect acolo, mai au și ei niște... Da, în momentul când am început să lucrăm cu Viorica piesa, deci i-a zis, dar nu știam că așa de ușor o să-ți iasă. Da, pentru că am ascultat-o de mică, deci mi-a plăcut un serial, o telenovelă. Asta am vrut să spun. Da. Noi am trecut școala exact. Spaniolă prin seriale. Și nu m-am uitat foarte mult, dar știi cumva s-a culcat pe ureche.
Și mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult și acum spaniola. Spune-ne, pentru cei care te urmăresc, pentru admiratorii tăi, fanii tăi, care sunt planurile tale? Cu ce te ocupi? Iată, vine primăvara, vine și vine primăvara. Estival, într-adevăr. Ce planuri ai? În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe toată această perioadă, pentru că am primit foarte multe mesaje de susținere, mesaje de încurajare, mesaje care mi-au spus că piesa mea este cea mai bună și eu chiar îi cred, să știi, pentru că, într-adevăr, ce este al tău este cel mai bun. Așa. Și mulțumesc pentru cei care m-ați votat, cei care au vrut să voteze, dar n-au reușit, au fost foarte mulți din ăștia. Am simțit susținerea voastră. Iar în continuare, bineînțeles că vreau să fac lucruri și mai frumoase decât am făcut până acum, lucruri minunate care să vă încânte și pe voi, să vă mângâie urechiușele și să vă bucure ochiul. Eu nu pot să nu te întreb, acum că a trecut povestea asta cu Eurovisionul, care totuși a fost piesa ta preferată? A ta e cea mai bună, ok, dar care ți-a plăcut așa din piesele concurenților? Să știi că dacă e să luăm așa abstract de Eurovision, fiecare dintre piese a avut câte ceva frumos, a avut ceva care a fost interesant. Și eu cu mare drag le-am ascultat pe toate. Da, a fost vreuna care așa cumva, nu știu, poate a intrat cumva mai ușor așa în urechiușa ta. Sincer să zic că una, chiar una, una nu. Mie îmi suna, îți dai seama, îmi suna în cap bravo, bravo, de peste tot, copiii în casă îmi cântau tot bravo și chiar nici nu am stat prea mult să ascult piesele decât în timpul Eurovisionului, când am fost acolo prezenți, atunci le-am audiat pe toate. Eu sunt curios să aflu dacă în următoarele ediții o să mai încerci să particip la această preselecție, chiar dacă știm și noi că, da, e destul de bizar totul ce se întâmplă, iată, anume în perioada asta cu Eurovisionul și până la urmă ne trezim și cu un câștigător, dar asta nu te-a descurajat cumva să nu mai vrei să participi? Adică Nu, pentru că eu cunosc ce și cum se face și mă așteptam la un astfel de rezultat, deși, bineînțeles, ca și toți concurenții, am vrut să fiu câștigătoare, însă, ca și în 2018, iarăși fac această paralelă, am primit foarte ușor și foarte cu zâmbetul pe față tot ce s-a întâmplat acolo. Dar așteptările tale s-au adeverit? Mă refer la susținerea publicului, cei care te-au votat? Da, desigur, da. Am spus că au fost oameni care s-au chinuit să voteze și n-au putut, wow. Și au fost foarte mulți și de asta eu îmi dau seama că numărul care a fost acolo, bineînțeles că ar fi fost mai mare. Însă intenția foarte mult contează și eu susțin acest lucru și oricum sunt mulțumită de ceea ce a fost și ceea ce este. Și noi suntem mulțumiți. Și apropo, da? Să știi că nici în acest an nu am crezut că voi participa. A venit piesa, mi-a plăcut și am zis că hai să o fac și pe asta. Iată cum. De asta niciodată nu știi. Așa este. Noi îți mulțumim pentru prezență. Să știi că o să ne bucurăm pentru succesele tale și vrem să le împărtășești cu noi. Să știi că emisiunea noastră mereu va avea ușile deschise pentru tine și pentru creația ta. Te așteptăm cu noi succese și îți dorim inspirație. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și pentru astăzi că m-ați invitat. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. De câte ori vin, mă simt foarte bine. Ah, îți mulțumim. E important pentru noi.